Am dat mai de mult un interviu la Acces Direct, dar nu știu câți dintre voi l-ați înțeles. A fost ca o sabie cu două tăișuri. Viața mea o cunosc decât eu și Dumnezeu. Atât. De mic mi-au plăcut banii și am fost pe interes. Și drumul ăsta riscant, doar viața mi l-a ales. Tatăl meu era bolnav și mama n-avea de muncă, iar banii erau puțini. Nu aveau cum să ne ajungă. De jos am plecat și n-am fost deloc ușor. Dintr-un hoț să ajung un mare conducător, capul tuturor. De jos am plecat și n-am fost deloc ușor. Dintr-un hoț să ajung un mare conducător, capul tuturor. Prietenii mei mai mari într-o zi mi-au propus ceva. Să intrăm noaptea într-o casă, să furăm tot ce e în ea. Și treaba a mers bine, eram cel mai fericit cu banii ce i-am furat. La mama și tata repede am fugit. De jos am plecat și n-am fost deloc ușor. Dintr-un hoț să ajung un mare conducător, capul tuturor. De jos am plecat și n-am fost deloc ușor. Dintr-un hoț să ajung un mare conducător, capul tuturor. N-am fost deloc ușor. Dintr-un hoț să ajung un mare conducător, capul tuturor. De jos am plecat și n-am fost deloc ușor. Dintr-un hoț să ajung un mare conducător, capul tuturor.